Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bună ziua, dragii mei! Sunt Părintele Matei Vulcănescu. Iată că v-am obișnuit ca în ultimul timp să facem, să discutăm, de fapt, probleme arzătoare la ordinea zilei. Am discutat despre Sinodul I Ecumenic, am discutat despre Sinodul al II Ecumenic, și acum aș vrea să vă prezint candidatura domnului Virgiliu Vlăiescu. Vedeți aici, este Virgiliu Gheorghe Vlăiescu, la, nu știu la ce funcție, din partea Partidului AUR, scrie aici, se vede foarte clar, vedeți? România, așa, domnul Virgil Vlăiescu, îl cunosc de foarte mulți ani. Îl știu când era în Ascori, era șef de Ascori, era adică Asociația Studenților Creștini Ortodoxi. Iată, puteți vedea aici director general și manager, în prezent director cercetare la Immunomedica. Așa, vedeți, founder, director, CEO la revista Familia Ortodoxă. Am participat împreună cu el atunci când s-a pus bazele acestei reviste, Familia Ortodoxă. Eram și eu prezent, putem spune că a intrat în istorie. A studiat bioetică la Universitatea Aristotelică din Tesalonic. De fapt, știu că a făcut studii teologice acolo și a stat la Vlatadon, așa, văd că avem și 155 de prieteni împreună. Da, are, dumnealui este cel care a scris acele cărți în România, așa, efectele televiziunii asupra minții umane. Uitați, aici vedeți una din cărți. Efectele televiziunii asupra minții umane. Așa. Revrăjirea lumii. Sau de ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor. Da? Și știința și războiul sfârșitului lumii. Fața nevăzută a televiziunii. Virgiliu Gheorghe, deci vedeți aici editura Prodromos. Așa, vedeți despre cine este vorba. Este, într-adevăr, o personalitate care luptă pentru familie. Așa, uitați aici, vedeți, este un om serios, așa, care luptă pentru, arată, iată, diferența. Nu puneți copiilor voștri mască de demon. Acest om luptă pentru normalitate. Da, vedeți? Familie, normalitate. Da, iată cum... tradiționalism și așa mai departe. Iată la aici 25 de ani de la sfințirea Bisericii Sfântului Grigore Palama. Am fost și eu atunci la sfințire. Iată-l pe Virgiliu împreună cu un domn, Mihai Radu Onofreiciuc, nu-l cunosc personal, să e posibil să-l cunosc, la Biserica Sfântului Grigore Palama de la Politehnică. Iată, despre el este vorba. Pe lângă această carte există o altă carte pe care a scris-o, nu știu, nu și-a pus numele real, a pus un nume fictiv, dar despre tot despre el este vorba. Se numește Acceptăm unirea cu monofiziții. Așa, deci este cu semnul întrebării, da? Această carte, s-o vă arăt și această carte, am găsit-o pe cărturărești.ro. Așa, da, să se deschidă, s-a deschis, da. Aceasta este cartea. O am și eu în format real. Iată, Acceptăm unirea cu monofiziții. E scrisă de Ioan Vlăducă,
doctorand Dumitru Popescu și doctorand Gheorghe Fecioru. Cele două nume sunt fictive, unul dintre ei este, deci Ioan Vlăducă este nume real, celelalte două nume probabil că se referă la, adică știm sigur, nu, că probabil unul din nume este de fapt Virgiliu Gheorghe. Așa, deci iată că acest om nu este un om care să nu înțeleagă ce înseamnă ortodoxia, este un om care înțelege ce înseamnă ortodoxia, este un om care luptă pentru păstrarea familiei și familiei tradiționale, așa, este o aiureală, să spunem, familia tradițională, familia e familie, punct. Așa, dar așa se spune acum, familie tradițională, el, din câte înțeleg, este în prezent candidat AUR la Senat. Nu aș fi discutat despre el și nu vi l-aș fi prezentat dacă nu candida și nu își făcea această pagină oficială de Facebook pentru candidatura sa în mediul politic românesc. Pentru că, vedeți, este important, nu, ca să avem și oameni politici așa mai departe, dar nu despre asta este vorba. Nu despre acest subiect v-am făcut această prezentare și nici nu este o prezentare politică în care să vă spun votați-l pe Virgil Vlăescu, Virgil Gheorghe, ci este vorba despre un alt subiect. Trebuie să știți că acest om cumva influențează o generație, influențează oameni care sunt oameni serioși, prezbiterei bisericii, este un, dă o linie în Biserica Ortodoxă Română, o linie a celor care sunt intelectuali în Biserica Ortodoxă Română. Este un om profund ancorat în viața bisericii și caută să consider că are toată sinceritatea, că este sincer în demersul său. Sunt convins de lucrul acesta, că este sincer în demersul său. Însă mai știu și că duhovnicul său era părintele Iulian de la Schitu Prodromu, dar iată că există totuși niște lucruri care ne pun pe gânduri. Pentru că întotdeauna, ca să spun așa, hârtia de turnesol este sinodul din Creta. Atunci când vorbim de sinodul din Creta, atunci vedem că dracii sunt foarte tulburați. Atunci când vorbim despre sinodul din Creta. Dacă putem să vorbim despre familie, putem să vorbim despre antiecumenism, putem să vorbim despre masonerie, putem să vorbim despre influența nefastă a Occidentului, despre războiul cu Rusia, despre orice. Nu se întâmplă nimic. În momentul în care vorbim despre sinodul din Creta, deodată apele se tulbură într-un chip irațional. Pentru că, vedeți, și eu, Părintele Matei Vulcănescu, sunt membru al Bisericii lui Hristos, nu am făcut nicio schismă, nu am ieșit în afara bisericii, n-am făcut structuri paralele, perpendiculare, n-am intrat în sinoade, nu. Pur și simplu rămânem în Biserica Ortodoxă Antiohiană, din care fac parte și din care luptăm și ne-am îngrădit de ereticii din ea, pur și simplu. Așa, aceasta am făcut și luptăm, mărturisim și Dumnezeu ne arată și semne și avem binecuvântarea duhovnicului pentru a merge pe această linie și a marilor teologi care au un cuvânt greu de spus în teologie și întotdeauna ne sfătuim cu ei. Așa. Ce vreau să vă citesc este un mesaj pe care domnul Virgiliu Gheorghe, Virgil Vlăescu Gheorghe, mi l-a trimis în Joia Mare din anul 2024. Deci anul acesta, în 2024, pe un grup, un grup de liturghie pe care noi îl avem, în care anunțăm atunci când facem cursul de liturghie în primele veacuri creștine. Iată ce mesaj mi-a trimis, pentru că acum mi se pare important să vedem
ce mesaj mi-a trimis domnul Virgil Vlăescu, Virgil Gheorghe Vlăescu, acest influencer, putem să spunem, în ortodoxie, în, da, în ortodoxie, pentru că cele mai, oamenii cei mai importanți, ca să spunem așa, oameni serioși din biserică, au o impresie bună și chiar se lasă influențați de acest domn. Am să vă citesc ce mi-a scris el. Citez. Părinte Matei, te urmăresc de când ai întemeiat acest grup. Din păcate, dincolo de faptul că îți lipsește o înțelegere teologică mai aprofundată privind subiectele tratate, ești stăpânit și de un duh de răzvrătire care nu poate sfârși decât într-o atitudine schismatică. Biserica antiohiană, la care susții că aparții, e în comuniune cu toate bisericile ce au participat la sinodul din Creta. Așadar, ea însăși nu le consideră schismatice. Pe de altă parte, aceeași biserică antiohiană, în vremea patriarhului trecut, slujea împreună cu uniții și manifesta relații ecumeniste mai mult decât orice altă biserică ortodoxă. În fine, mie îmi pare că scopul tău înrăurit de cel rău este de a îndepărta pe cât mai mulți oameni de biserica ortodoxă, răpindu-le șansa de a se mântui. Căci asocierea oricui cu a ta, cugetare schismatică, acolo va duce, la judecată, la schismă. Eu niciodată nu am fost de acord cu sinodul din Creta. Și am afirmat în mai multe rânduri acest lucru. Scopul lui, ca și al schimbării calendarului, nu a fost altul decât să mai creeze o schismă în biserică. Parțial și-au realizat scopul cu ajutorul unora ca tine. Biserica a rămas neschimbată, însă după Creta, prin lucrarea Duhului Sfânt, căci nimic de acolo nu a fost primit și nimeni nu mai pomenește de acea rușine în spatele căreia nu s-au arătat teologii, ci serviciile secrete. Ecumeniștii, mai corect spus, cel rău, au nevoie de oameni ca tine ca să le desăvârșească eforturile de rupere a credincioșilor de Biserica lui Hristos. Iar tu, se pare, te folosești de acest standard pentru a te propune ca mare teolog și apărător al ortodoxiei. Dacă rupi credincioșii de biserică, s-ar putea să nu mai ai nicio șansă de mântuire. După cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, căci chiar dacă tu te vei pocăi, vei da răspuns pentru toți cei care și-au pierdut sufletul părăsind biserica. Cred că ar trebui să cugeți mai mult la tot ceea ce însămânțezi în sufletele oamenilor, ca nu cumva, crezând că slujești lui Dumnezeu, să te trezești că lupți împotriva lui ca un bun prieten al diavolului. Citește puțin în Patericul Egiptean și la toți părinții că smerenia e mai mare ca toate, iar fără aceasta suntem departe de orice discernământ. Dumnezeu să ne miluiască aflându-ne uniți în sânul bisericii sale, Joia Mare 2024. Deci, închei citatul, lucrul acesta scrie Virgiliu. Așa. Eu acum o să vă citesc ca un răspuns inițial la ceea ce a scris Virgiliu, răspunsul marelui profesor teolog nepomenitor din cauza sinodului din Creta, și anume a părintelui Teodoro Zisis. Să vedem cum răspunde părintele Teodoro Zisis la acest lucru pe care îl afirmă Virgiliu Gheorghe, candidat aur, da? Candidat politic lumesc. Da? Ia să vedem. Părintele Teodoro Zisis, neascultare binecuvântată de Dumnezeu sau ascultare fără discernământ? Când ar trebui să contestăm deciziile unui episcop? Toți suntem responsabili pentru biserică. Și nu doar episcopii, pentru că biserica nu este proprietatea privată a cuiva. Adesea în istoria bisericii, când patriarhii și ierarhii au căzut în greșeală,
Doar bătrânii și călugării s-au ridicat să protejeze biserica de tot felul de erezii, iar oamenii credincioși au fost recunoscuți de secole ca păstrătorii ortodoxiei. Sfânta neascultare este absolut necesară atunci când erezia și decadența morală capătă proporții uriașe, când biserica în persoana ierarhiei cade în eroare. Dintr-o serie de motive, marea virtute a ascultării este din păcate înțeleasă greșit, deci a ascultării și a smereniei false, da? Este înțeleasă greșit de mulți. Din această cauză, credincioșii își pierd libertatea în Hristos, potențialul lor interior, spiritual și orice capacitate de a lupta și a practica ascensiunea, ridicarea lui. Sunt pe mâna unor aparent puri și mărturisitori, în ghilimele, care de multe ori se dovedesc a fi creaturi slabe de voință și nu libere, într-un fel de sclavi muți și blânzi. Deci aici Părintele Teodorozisis face o descriere a domnului Virgil Lăescu. Creaturi slabe de voință și nu libere, într-un fel sclavi muți și blânzi. Ascultarea de biserică înseamnă ascultarea capului bisericii, a episcopilor și a prezbiterilor în mod individual, indiferent că sunt buni păstori sau mercenari care aruncă oile în destinul lor sau chiar în brațele lupilor, în brațele diavolului. În ciuda faptului că ei înșiși ar putea să nu fie ascultători de adevărul credinței ortodoxe, învață ei cu credință cuvântul adevărului. Ar trebui să le ascultăm indiferent că tot ceea ce spun și fac ei este de acord cu învățătura ortodoxă sau au greșit. Și este corect ca noi să urmăm pe vreunul din cler și să ascultăm de toți buni și răi, observând tot ce predau ei, fără a decide dacă acest lucru este adevărat sau fals? Deci, cu alte cuvinte, putem să ascultăm de ierarhia bisericească, de sinod, de patriarh, în orice condiții? Indiferent dacă ceea ce învață este ortodox sau este împotriva ortodoxiei, este adevărat sau este fals? Pentru că domnul candidat la Senat, domnul Virgil Vlăescu, spune că și el e împotriva cretei. Dar că nu trebuie, chiar dacă suntem împotriva cretei, noi trebuie să tăcem. Să nu cumva să dezbinăm biserica. Iată ce răspunde Părintele Teodorozisis. Evident, nu. Nu trebuie să ascultăm de acești păstori. Dacă în biserică ar predomina o asemenea idee distorsionată a ascultării și a smereniei, atunci astăzi ar exista erezia în ea, pentru că sfinții ar trebui să rămână în ascultare de patriarhi și de ierarhii eretici. Atunci nicolaismul, unit cu homosexualitatea, avea să fie afirmat pentru totdeauna în biserică. Tot ceea ce spun Sfintele Scripturi și sfinții despre ascultarea de prezbiteri înseamnă ascultarea de bunii păstori, bucurându-se cu putere de adevăr și mântuirea credincioșilor. Deci este o mare inconsecvență la domnul Virgil Vlăescu în momentul în care spune că el este împotriva cretei, dar spune, dar nu-i nimic, lasă să treacă creta, că nu-i nimica. Nu se poate lucrul acesta. Este o ruptură logică. Dacă ceva este greșit, spunem că este greșit. Chiar dacă, vedeți, lucrurile sunt total diferite de problema calendarului, în care era doar o problemă de liturgică, de cult, de calendar. Nu era o problemă legată de dogmă. Acum însă avem o problemă legată de dogmă. Dogma s-a schimbat. Nu poate fi acceptată. Nu trebuie să plecăm nicăieri. Suntem domnule Virgil Vlăescu. Suntem în Biserica lui Hristos. N-am plecat nicăieri. Nu am făcut schismă. Suntem în biserică. Dar nu ascultăm de acești păstori care sunt lupi îmbrăcați în piele de oaie. Este cu totul și cu totul altceva. Un exemplu clasic în acest sens este un extras din scrisoarea Sfântului Apostol Pavel către evrei. Îndoiți-vă de stăpânii voștri și fiți smeriți.
El consideră însă o condiție necesară pentru asemenea ascultare, în primul rând, dacă păstorii veghează cu grijă la mântuirea duhovnicească a turmei, căci ei veghează asupra sufletelor voastre, așa cum trebuie să-și, după cum vor da și seama de ea. Deci, dacă ei nu veghează asupra sufletelor noastre, atunci nu mai este valabilă ascultarea și smerenia față de ei. Părintele și profesorul de teologie, Teodoro Zisis. Acesta este răspunsul părintelui Teodoro Zisis către Virgiliu. Este un răspuns general, dar îi se potrivește perfect lui Virgiliu Gheorghe. Iată și răspunsul meu personalizat, răspunsul meu personal care i-am dat pe acest grup și pe care vi-l citesc și vouă ca să înțelegeți de fapt cum stă treaba. Dragă Virgiliu, ochiul bun toate le vede bine, în schimb ochiul rău toate le vede rele. Îți mulțumesc pentru purtarea de grijă față de unitatea bisericii și de faptul că prin prisma ta consider că sinodul din Creta este o rușine și este produsul serviciilor secrete americane. Dar cred că în privința scopului te înșeli un pic. Anume, nu cred că au avut ca scop ruperea bisericii ortodoxe, ci consacrarea unei anumite gândiri care deja se implementează în biserică de aproape 100 de ani. Acest sinod din Creta este un sinod cu bătaie lungă. Rezultatele lui o să le vezi bine în 20 de ani, când conștiința dogmatică a celor care vor fi atunci va fi total modificată. Deja lucrul acesta este văzut cu ochiul liber în facultățile de teologie și la nivel de prezbiter și episcop, teologi, etc. Aici nu vorbim de un simplu acord ca cel din 1992 cu monofiziții, care nu e implementat, că nu slujim împreună cu ei, ci de o schimbare de conștiință, de un sinod care reprezintă învățătura bisericii, el fiind receptat și conștientizat, devenind învățătura bisericii. Vedeți cât de grav este? Un sinod receptat, conștientizat, devine învățătura bisericii și dovada faptului că este învățătura bisericii este că cine îi se opune public este caterisit. Și se spune clar, a negat învățătura oficială a bisericii. Deci clar. Atâta timp cât la nivel sinodal și universitar a fost acceptat fără opoziție, ai mai pomenit în istoria bisericii un sinod eretic care să nu fi fost condamnat ulterior, dragă Virgiliu, candidat aur la Senat. Legat de intențiile mele personale, adică ale mele, ale părintelui Matei Vulcănescu, să mă ferească Dumnezeu să fac schismă în biserică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Departe de mine acest gând. Schisma este un păcat de moarte pe care sinodul din Creta l-a făcut la nivel dogmatic. Te rog să nu faci greșeala pe care mulți o fac de a confunda schisma calendarului cu situația de acum. Atunci era o chestiune de calendar, neimportantă. Deși deschidea cutia Pandorei, dar nu era cazul să se facă întreruperea pomenirii, să se facă îngrădire pe motive care nu țineau de dogmă. Și nici măcar nu a fost un sinod panortodox care să impună această schimbare. Este clar că a întrerupe pomenirea a fost o greșeală și nu se încadrează în canonul 15.1.2 Constantinopol, care presupune că un episcop, ca un episcop să învețe erezia în public. Deci, faptul că părinții atunci au fost părinți care au întrerupt pomenirea datorită din cauza schimbării calendarului, a fost o greșeală, nu s-a încadrat canonic. Nu era cazul să se facă lucrul acesta. De aceea avem schismele vechilor calendariști astăzi. Da? După cum spune și profesorul Țelenghidis, situația este diferită astăzi. Avem de a face cu un sinod care impune erezia ecleziologică și de aceea există posibilitatea îngrădirii noastre, care nu poate fi considerată schismă. Îngrădirea în sine este o măsură canonică, reglementată atât de un sinod apostolic, cât și de unul cu valoare ecumenică, cât și de practica de peste veacuri a Sfinților Părinți Mărturisitori. Lucru demonstrat patristic. Băgarea sub preș a mizeriei nu este o soluție, ci îndepărtarea ei din biserică. A spune că oprirea pomenirii și atât, ca formă de protest
și respingere a ecumenismului față de episcopul semnatar al Cretei este schismă sau conduce la schismă, înseamnă ignoranță și negarea tradiției patristice și negarea canonului 15, care este explicit, pe lângă faptul că părinții de-a lungul generațiilor l-au pus în practică și nu au făcut schismă, ci îi considerăm astăzi sfinți. De exemplu, Sfântul Grigorie Palama, cel în fața cărei biserici te-ai fotografia domnule Virgil Vlăiescu și spui că îl cinstești pe Sfântul Grigorie Palama, da? Ca ieromonah, el, Sfântul Grigorie Palama, a întrerupt pomenirea patriarhului său Ioan Caleca. De ce nu l-a acuz de schismă pe Sfântul Grigorie Palama? De ce mergi la biserica lui? De ce te bucuri de Sfântul Grigorie Palama? Adică el a făcut bine. Noi care facem exact ca el, facem rău. Pe ce criterii, domnule Virgil Vlăiescu, spui aceste enormități care n-au niciun pic de logică? Care sunt criteriile dumitale? Există o răzvrătire rea și există o răzvrătire bună. Sfântul Grigorie Palama a avut răzvrătirea cea bună. De asta și închisoare. Pentru că a slujit în casele din Muntele Athos. Pentru asta este și acuzat. Pentru că nu mai pomenea pe episcopul său. Părinții nu și-au făcut sinoade paralele și nu au ieșit din biserica locală de care aparțineau, ci păstrau comuniunea cu toți care aveau cugetul lui Hristos și rupeau comuniunea cu cei cu cuget cacodox. Domnule Virgil Vlăiescu, că a stat atâta timp în Grecia, la Tesalonic. Și ce înseamnă cacodox? Schismaticii sunt cei care se adună ca un grup și formează o altă biserică, în ghilimele biserică. Sfântul Grigorie Palama spune despre Caleca că e schismatic pentru că a întemeiat o biserică nouă prin învățătura impusă de el. Deci iată cine sunt schismaticii. Astăzi putem spune că Preafericitul Daniel, Bartolomeu, patriarhul Constantinopolului, etc., sunt schismatici pentru că au întemeiat o biserică nouă, și anume Biserica de la Creta. De asemenea, nu știu dacă știi implicarea mea în a nu se ține acest sinod atât înainte de 2015, cât și după rejectarea lui. Unde este implicarea ta, Virgiliu, ca să nu se țină acest sinod? Sau că spui doar că este un sinod eretic? Unde este implicarea ta ca acest sinod să nu devină canon și norma bisericii? Unde este lupta ta înțeleaptă, domnule Virgiliu, candidat aur la Senat? Nu se vede decât că te-ai supus probabil de frică de a nu da apă la moară schismei închipuite. Grav, Virgiliu, grav! Știu că mulți au întrerupt pomenirea din prostie și din teribilism. Dar asta nu umbrește cu nimic mărturisirea lor. Întotdeauna vor exista oameni fără minte. Dar există și cei cu minte. Cei cu discernământ, așa cum este și duhovnicul meu care a stat toată viața lângă marele episcop Augustinos Candiotis. Aici nu ține să meargă cineva după patimile omenești, că se va nimici. Dacă e de la Dumnezeu, va fi biruitoare. Dacă nu, se va stinge. Oricum, a fi nepăsător în biserică nu înseamnă a te mântui. Dumneata pui egal între nepăsător și mântuire, semnul egal. Fii nepăsător că te vei mântui. Nu, domnule Virgiliu, nu te vei mântui dacă ești nepăsător. Hristos spune exact invers. Induci oamenii în eroare. Te afli în înșelare, dumneata, prin ceea ce afirmi, creind o falsă pace, Pax Romana.
cale largă și bătută către iad. Am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu, prin comisia pe care am condus-o, să convingem Bulgaria să nu meargă la Creta, în ciuda minciunilor și zvonurilor cu influență rusă. Să nu mai vorbim de Kiril, patriarhul ecumenist al Moscovei, care de-abia aștepta să meargă la Creta. A minți nu este a lui Dumnezeu. Spiritul Evangheliei nu este tăcerea. Scoatem sabia și le arătăm că e ascuțită, spunea părintele Arsenie Papacioc. Dumnezeu să te lumineze ca să părăsești această înșelare care duce popoare întregi spre moartea sufletească. Părintele Matei Vulcănescu. Acesta este răspunsul meu legat de schismă. Adică erezia nu e problemă, domne, să ne ferim de schismă, că asta se uită. Nu se uită! Este în facultățile de teologie. Dacă nu luptăm ca să se întâmple un sinod ortodox format din părinții nepomenitori care să judece pe cei care au semnat la Creta la momentul când îl va hotărâ Dumnezeu, nu se face nimic. Sunt câțiva oameni care au încă conștiință dogmatică, dar sunt o mână, îi numer pe degetele de la două mâini, probabil. Este foarte grav. Dacă acum nu stopăm acest fenomen care deja este implementat, atunci va fi vai și amar de generațiile următoare care și așa sunt spălate pe creier. Degeaba, domnule Virgil Vlăescu, lupți pentru apărarea familiei, că vei avea o familie eretică și romano-catolici luptă pentru apărarea familiei și protestanții. Ia-te cu ei de mână! Asta vrei? Asta faci! Distrugând cu adevărat filonul ortodox al acestui neam, de care se vede că nu-ți pasă. Pentru că dacă ți-ar păsa, ai pune accentul acolo unde trebuie. Iar duhovnicul tău, părintele Iulian, de la Prodromul, nu era de acord cu inepțiile tale. Și era un luptător. Amin.